Încep cu o întrebare clasică. Cum s-a născut acest scenariu? E chiar foarte clasică. Cum s-a născut? Eu mă spun spatea lumea, să zic pe scurt, pentru că cum s-a născut, am combinat mai multe lucruri. Am combinat odată dificultatea mea de a găsi cel mai bun răspuns pentru copiii mei în diferite situații de viață reală. De exemplu, în drumul lor spre școală, când nu știu la semafor, dacă să mă bag în față sau să rămân la rând. Și de acolo, extrapolând, sunt o grămadă de situații în care nu mi-a fost foarte clar cum trebuie să-i pregătesc pentru viață, dacă îi pregătesc pentru viața de aici, să fie niște supraviețuitori care să lupte cu toată lumea, să ajungă prin în față, sau să fie niște oameni care să respecte cuvântul, ordinea, principiile, să rămână în spate. Și peste lucrul ăsta s-au adăugat multe alte straturi. Am spus asta, eu citesc multă presă, am rămas cu liceul ăsta de vreme, când lucram în presă. M-am întrebat în clipa în care m-am apucat să mă gândesc la ce film să fac mai departe după dealul, cam care ar fi... care ar fi o tematică așa oarecare care mă interesează pe mine și nu mi-a fost foarte greu să mă gândesc în raport cu ce se întâmplă astăzi din punct de vedere social. Trebuie să fie ceva legat de educație și de de corupție. Corupție e un problem foarte mare. Asociez corupția cu ceva, să zic, instituțional, oficial, dar cu un anume gen de compromis. E un raport pe care îl imaginează mintea mea între micul compromis care te face mai puțin combativ în raport cu marea corupție. Se pare că dacă tolerezi genul ăsta de comportament în care e pe calea cea mai scurtă ca să rezolve problema, în general n-ai să fii un mare luptător pentru reforma în profunzime a societății de niciun nivel. Și după aia, nu știu, mai am o privire oarecare pornită de la vârsta la care sunt eu acum. Am avut senzația că vine momentul ăla când îți faci așa un fel de bilanț, când te uiți înainte, în față, în spate și îți dai seama că, de fapt, majoritatea lucrurilor importante din viața ta sunt mai degrabă în urmă, și că cele mai importante decizii sunt legate de copii. Și toate lucrurile astea combinate, plus multe alte lucruri, ne-au dus la asta. Deci nu e o decizie foarte simplă. Am remarcat că nu se țipă în acest film. Se numește foarte, foarte calm și până și Ivanov... Asta mi se apărea o discriminare cumplită față de Vlad Ivanov. Vreau întrebarea doamnei, când avem microfon, doamna a remarcat că nu se țipă în acest film și că până și Vlad Ivanov, și acolo am întrebat-o, dar să știți că Vlad Ivanov e un actor care e foarte blând pe dinăuntru. Trebuie să l-apești foarte tare ca să-și iasă din viață în fire. Dar asta cu neînțipatul, nu știu, vine... Cred că, în primul rând, înainte să fie o opțiune estetică, conștientă și rațională în film, vine cumva de la mine. Eu lucrez greu într-o atmosferă de tipul ăsta. Mi se par foarte stridenți cu oamenii care ridică vocea. Și atunci am încercat la filmare, împreună cu acești din Nația Tiș, să vedem cum sună secvențele conflictuale, dacă la un moment dat încercăm, așa din repetiții, și într-un fel de interpretare la foc mic. Și de fapt, în final, mi s-a părut că era mai interesant. Unele dintre secvențele filmului erau plănuite așa. Adică atunci când am scris, m-am gândit că îmi doresc ca conflictul dintre tată și fiică în film să se poarte în acea baie, ușa semi-închisă ca să nu-i audă restul familiei, că mi se pare că vorbește foarte mult de un anume tip de relație și despre ei ca personaje. Și genul ăla de moment când te cerți cu altcineva cu voce joață, să nu se audă, pentru că cumva asta pentru mine înseamnă că sunt lucruri care, deși sunt adevărate, nu trebuie rostite cu voce tare și nu sunt pentru toată lumea. Și ăla e pasul 1 pentru a considera că sunt două feluri de adevăr. Unele care corespund adevărului adevărat și unele care corespund adevărului convenabil. Și următorul pas de acolo e să... Eu fac o relație în chestia asta, în raport cu ce vreau să răspund personajelor și în raport cu faptul că sper că acest film vorbește mai mult decât despre corupție și compromis, vorbește și despre adevăr și despre un anume mod de a ne raporta la lucrurile pe care le facem. Da, te-am întrebat, vreau să întreb actorul, te rog. Uite, ține microfonul și repet întrebarea, că am găsit o poziție. Bună parte din chestii funcție, pentru că noi suntem în modul în care, repet, era prima colaborare, dacă nu așa, cum am făcut și un interviu. Aș vrea să întreb cum a fost lucrul.
A fost absolut extraordinar. Acum și soția e în sală. Întrebați-vă cum e relaționat cu soția. Apropo de mantă și de mărturii. A fost absolut extraordinar. Sunt la prima colaborare cu domnul Cristian Mugiu. Și până la urmă, întrebarea noastră poate trece prin incidența celelalte întrebări. Faptul că la filmare a existat o atmosferă de colaborare și cooperare impecabilă, în sotovoce, în permanență, care nu a anunțat niciun fel de tensiune, chiar dacă ele existau, dar au fost foarte bine preluate și ținute sub control, a creat pentru mine personal un parcurs pe care greu îl pot traduce în cuvinte, deși vedeți că mă strădui, am lucrat foarte bine. Să spun ce? Păi, după ce depășești euforia că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap și dintre toți te-a ales pe tine, te întâlnești cu un om extraordinar de modest și normal și cu bun simț, un bun simț care ți-l activează și pe al tău, că în general actorii, sau cel puțin eu așa pățesc, când se întâlnesc cu situații din astea excepționale, o iau razna. Dar cu Cristian nu ai cum, că el este atât de calm, de liniștit și așa, încât dacă un pic de tot ești empatic, începi și tu să funcționezi ca el. Iar echipa, nu știu cum și-a ales-o, dar senzația mea de om cu oarecare vârstă era că i-a adunat de pe undeva de la vama veche. Deci toți aveau un aer atât de relaxat, începând de la felul cum arătau toți, cu tatuaje, cu plete, cu așa. Și era o reală plăcere să intri acolo, în spațiul ăla, să-i vezi pe toți omuleții aia care toți parcă formau un animal cu multe mâini și picioare și Cristian era capul. Era o armonie totală, totală, totală și practic nu simțeai că există un șef, dar el exista prin, nu știu, a fost o senzație fantastică și nu te vii decât o rotiță care funcționează în armonie cu tot ce se mai întâmplă acolo. Asta a fost senzația mea. Aproape că îmi pare rău că eu n-am prea făcut film, adică am făcut în 91 cu Mircea Daneliuc Patul Conjugal, după care a fost o prăpastie uriașă și am imerit la Cristian Mungiu. Și aproape că mi-e ciudă că nu am făcut cu unii mai proști între timp să zic că am progresat, că acum nu știu ce mi se poate întâmpla, nu pot să iau decât la vale și mă deprimă lucrul ăsta, cum mă gândesc, jur. Deci mi-ar fi plăcut să nu dau nume, să lucrez cu niște oameni și în sfârșit să ajung la Cristian Mungiu și să zic că da, așa se face film. Acum am aflat cum se face film și sunt, mă bucur foarte tare, dar sunt și tristă, că nu, comparațiile nu vor fi avantajoase pentru următorii oameni, cu ocazia să nu dea și orice șansă să mai fiu distribuită, da, nu-i contează. Bună seara. Am fost mai mulți în această clasă. Și se pare că am trecut cu toții bacul, datorită dirigintelui nostru Mungiu. Și mulțumim! Ce să zic, m-am bucurat foarte tare când am auzit că am luat castingul. Și a fost o experiență inedită. E un regizor foarte surprinzător. Nu cred că trebuie să spun foarte înainte de surprinzător, am rog. Acum spune prin ce, dacă tot ai zis așa. O să zic. O să povestesc ceva ce s-a întâmplat la casting. Nu ne-am întâlnit față în față prima oară. Eu recunosc că eu aveam varicelă, stăteam acasă și făceam castingul prin Skype. Așa, ceea ce a fost puțin dubios. Dar și nici a doua oară, când am dat castingul cu Maria, și el ne privea, dar eu nu știam că el ne privește. Și noi vorbeam, eu întrebam cum e la ea la școală, era o discuție banală. El a urmărit toată discuția aia și abia după aia am aflat că el a ascultat toată conversația. Asta poți să faci odată în viață, când ai varicele ca regizor, în rest, nu scuzat, dar are ceva de a face cu felul în care îmi place mie să mai aleg actorii și anume încerc să-i cunosc cum sunt ei ca persoane și nu cum citesc un text anume, cred că poți înșela.
Da, deci e un regizor mare. Bună seara și mulțumim că ați venit. Cred că sunt singurul actor din film care nu a văzut filmul încă. O să văd mâine de 4 la Suceava, după aia la Botoșani și Iași. Și de aceea să vă spun doar o întâmplare frumoasă, pentru că și Cristian și cu mine știm foarte bine cum lucrăm împreună. Și am tot spus în diferite interviuri, așa că o să spun o întâmplare foarte frumoasă de la filmare. Cu Băncică și cu Gigi Prim, ieșiseră să fumeze. Băcică în stânga, Lucian Prim în dreapta, în fața noastră era o școală și vreo 10 elevi stăteau și râdeau și uite cine ești. Deci ce mă copil ăsta, recunoscut pe domnul, cine e? E bențipul de la Sterbința, ha? Și domnul Gigi Prim, cine e? E primarul, ha? Dar spune voi, dintre noi trei, pe cine nu cunoașteți? Și toți 10 au spus, pe tine! Sunt emoționat. Eu așa sunt mai emotiv. Vreau să-i mulțumesc lui Cristian că m-a ales pe mine să joc procurorul acela, domnul Albu. Ce să spun, totul pornește de la casting. Castingul este extraordinar cu Cristian. Te face să te simți extraordinar acolo. Am dat probe pentru mai multe roluri și toate au fost extraordinare. Adică, ce să zic? Mulțumesc, Cristian! Bună seara! Lasă, Vlad, că pe tine te cunosc copiii de la Cannes, lasă! Ce să spun eu despre cum am lucrat cu Cristian Mungiu? La două zile de filmare, a fost frumos, m-a convins că sunt, de fapt, rolul principal și am venit. Mulțumesc! Mersi frumos! Mă bucur că sunt parte din acest proiect. Mersi frumos! Bună seara! Mulțumesc că sunteți aici. De fiecare dată e un lucru la care sper să mă întorc. De fiecare dată să vezi cum lucrează. Îndrepem de zidării cu care am filmat din Sănătate și din România, de departe. Este de departe regizorul cel mai bun cu care am lucrat din Sănătate din România peste tot și sper să învăț de fiecare dată. Adică chiar și atunci când nu filmezi tu, e bine să stai să te uiți să vezi cum poate modela un actor să-l facă să ajungă în forma actorului, așa cum e probabil actorul mic pe la Cristian Mungiu prin cap, care să fie în formă, adică filmul trebuie să iasă așa cum ies toate filmele lui. Mulțumesc frumos, Cristian! Doamne, pe lucru, eu țin la actorii mei și îmi doresc foarte mult să lucrez cu actorii care cred că sunt cei mai potriviți pentru rol. Deci a avut Andrei Mărcică două zile de filmare, da, dar am schimbat ordinea de filmare pentru el, pentru că pleca la mare cu familia și eu voiam să lucrez cu el, deci am schimbat tot programul ca să prindă alea două zile din programul. Așa. Cine spărgea geamurile? Mulțumesc pentru această voce din public, așa zis. Cine spărgea geamurile? Am să vă răspund în felul ăsta. Întrebați-vă cine aruncă de obicei piatra. Poate că sunt prea enigmatic și poate că sunt prea pretențios la momentul ăsta, dar am stat și m-am gândit foarte mult și m-am gândit că dacă e un indiciu în film, e legat de faptul că piatra nu poate să o ridice și să o arunce decât ăla care, nu știu, n-a făcut deocamdată nimic rău. Mai e un lucru important de zis legat de asta. Una la mână, că nu știu dacă toate... Adică e ceva legat de piatra asta și am să vă povestesc că această mică devine o anecdotă, știu, dar înainte de proiecțiile de la Cannes și așa, sigur, filmul a fost proiectat în niște mici, nu proiecții test, dar a fost proiectat unul pe apropiați și a fost proiectat distribuitorului meu din Franța și așa mai departe, la studio unde am lucrat noi acolo. Și distribuitorul nostru din Franța, care e un om foarte cinefil, a avut numai cuvinte de laudă despre film,
era și scurt, știa că poate să-l distrugă, era foarte mulțumit. A avut o singură obiecție, că în filmul e perfect clar cine aruncă piatra. Și mi-a ținut o morală întreagă zicându-mi că ne credem nouvelle vague anii 60 și nu înțelegem că astăzi totul trebuie să fie clar și limpede pentru spectator, că altfel nu vine. După care filmul a ajuns în selecție la Cannes, l-a văzut Yerif Remo, care m-a sunat, mi-a zis că i-a plăcut foarte mult filmul, dar știam de la agentul meu de vânzări că a avut o singură observație, că e prea clar cine aruncă piatra. Să spun, nu e nicio invenție. Deci între aceste două limite, fiecare e liber să se așeze unde vrea. Știu că vor fi spectatori cărora li se va părea prea clar, altora cărora li se va părea complet neclar. Ca regizor iei o decizie și ții o balanță și o măsură și mai departe fiecare se poziționează cumva. Dar nu cred că e așa important cine aruncă piatra. Dacă ne gândim la film după aia. De ce ați lăsat-o să plece pe Eliza după confruntarea de la poliție fără cască pe motocicletă? Da, bun. Deci am lăsat-o să plece, da, dar e bună completarea ei. Deci întrebarea, pentru că nu joacă sau de sus, e de ce am lăsat-o pe Eliza să plece de la poliție după confruntare fără cască. Eu cred că în momentul ăla al confruntării între tată și fiică, casca nu prea mai contează. Înțelegeți? Adică sper că, nu știu, cumva descriem un raport și cumva descriem, nu știu, o relație în care cel care are puterea și deține controlul de a declanșa scoaterea adevărului la iveală face acest lucru cu toate consecințele. Și că asta e important. Și într-un fel, în film, ai niște mecanisme destul de limitate ca să arăți o evoluție. Orice film lucrează într-o oră și jumătate, oricât de subtil vrei să fii în film, trebuie să lucrezi cu niște incidente care declanșează o semnificație, că n-ai cum altfel. Atunci, pentru mine, e mai important cumva să arăt către finalul filmului că cine se eliberează și poate trăi cumva în adevăr, e capabil așa și să devină mai independent și să ia propriile decizii. Și propriile decizii, dacă doriți, eu nu știu, să văd la modul cel mai limpede în film, prin faptul că, deși la început, nu știu, problema e să aibă grijă cum merge în spatele instructorului, la sfârșit conduce cu mâna aia și fără cască și fără carnet sau are carnet, nu contează momentul. Contează că e o persoană care are un punct de vedere în acord cu părintele. Vă rog. Da, bună întrebare, mulțumesc foarte mult. De ce sună telefonul în scenele importante și nimeni nu răspunde? Am văzut asta că mă ocază mult de presă. Sunt două feluri de telefoane. Telefonul lui, al personajului principal, al personajului cum le-a creat Titian în film, sună ca telefonul celui care nu răspunde pentru că are ceva de ascuns. E vorba de un personaj, știți că, trebuie să vă explic, deși sunteți foarte tână, există această situație, ca să zic, în viața reală și există această situație între adulți în care nu răspund întotdeauna la telefon pentru că nu e momentul potrivit. Și din punctul meu de vedere, telefonul la care sună agasant contribuie la creionarea unui personaj care se simte vinovat, pentru că am dorit să fac un film despre cineva care se simte vinovat în acest moment a vieții lui. Pentru lucruri concrete pe care le puteți vedea în film și pentru lucruri pe care nu le puteți vedea în film. E un sentiment când te simți vinovat, pentru felul în care ți-ai trăit viața, pentru felul în care ai descurcat lucrurile și așa mai departe. Dar revin la observația cu felul în care poți declanșa semnificații în film. Asta e un mod de a declanșa o semnificație. Poate e prea mult, poate e repetitiv, dar mi se părea că stabilește un raport și cu fica și stabilește un raport. Atunci când există niște lucruri pe care le știi doar tu în raport cu ceilalți, te raportezi în felul diferit la adevăr, în discursul tău față de copii și în faptele tale față de copii. Și celălalt telefon? Al doilea fel de telefon care sună se referă la, nu știu, adică nu-mi place să atașez explicații unei voce, unor fapte și unor gesturi și unor semnificații din film. Adică un om care plânge în pădure nu reprezintă singurătatea sau whatever sau nu știu, metafore. Se pare că fiecare reducție de felul ăsta nu face o favoare filmului. Cinematograful trebuie să însemne la sfârșit, nu știu, ceva cu ansamblu lucrurilor ăla și în cât mai mare măsură cu toată abstracțiunea pe care o conține fiecare gest și fiecare moment.
Dar dacă doriți neapărat să vă spun care e explicația mea, mi se pare că suntem într-un loc în care empatia și comunicarea nu sunt atributul principal al acestui popor și mi-am dorit să am aceste telefoane, a care niciodată nu răspunde nimic. Vă rog. Muzica ați ales un fragment de percepare, în acest de ce fragment? Da, mulțumesc pentru întrebare. Muzica este o propunere pe care mi-a făcut-o Mircea Olteanu, care are mai multă educație muzicală decât tine și care e montărul cu care lucrez și care totodată face și sunetul filmului. Este o opțiune venită în post-producție, n-am știut dacă o să folosim muzică sau nu, știam că dacă e să folosim, vom folosi doar muzică de cadru. N-am avut nicio discuție despre muzică, am avut doar o discuție despre faptul că pe anumite secvențe ar putea să ascultă un lucru care să-l caracterizeze. A fost propunerea lui exclusivă această muzică și mi s-a părut foarte potrivită. Am ascultat după ce am pus o grămadă de alte variante și nu păreau la fel de potrivite. Pentru mine conta mai mult repetitivitatea muzicii decât factura ei. Mi se părea că dacă ne uităm la Adrian Titieni și ne gândim la personajul lui din film, mi se părea că e ceva potrivit cu acea factură de muzică. Dar la muzică nu e nimic rațional. O pui pe film, ascult, se pare că e bine sau nu. Și doar comparativ cu altceva. Mi s-a părut că e muzica. În ultima instanță, la mixaj, am scos-o din toate locurile în care mai puteam să o scot și unde am lăsat-o, am mixat-o foarte jos. Deci ea a rămas și m-a străduit să-i dau un efect oarecare de cadru, pe cât posibil. Și după aia am constatat însă la mixaj când eram la Paris că, și zic eu asta înainte să zic alții, că e o piesă muzicală folosită și în filmul maghiar care a câștigat anul trecut Oscar pentru film străin, Son of Soul. Nu știam la momentul ăla și mi era imposibil în acele drepturi care trebuie clarificate, deci n-aveam cum să mai scrie de atât. Asta. Iar scuze, fac o completare, deși m-ați întrebat asta. Fiind la Victoria, unde am filmat, am încercat să ne-am iubit la Victoria când se termina un școlar. Și pentru mine, că am terminat școala foarte de mult, dar vorbeam despre lucrul ăsta, îmi doream foarte mult să văd cum arată astăzi încheierea școlii. I-am rugat pe colegii mei de la producție să organizeze chestia asta și m-am dus la cele trei licee care aveau zile diferite și am asistat la toate încheierile de școală. Și acolo am constatat că acești ani de liceu sunt și au devenit iconice. Nu poți să închei școala în România fără să ai două piese în curtea școlii pe care se pune ani de liceu. Deci nu aveam intenția să folosesc melodia neapărat, dar face parte din arsenalul cu drapelul și masa aia lungă cu un postav roșu și cărticelele alea și microfonul, din elementele scenografice care încheie școala. Și tot acolo, ascultându-i pe elevi cum se pregăteau pentru finalul școlii, am dat peste această melodie care nu exista pe vremea mea, a Fraților Pește, care sigur e o manea în felul ei, dar mi se pare că e o manea care are mult suflet. Mie mi s-a părut că așa cum o cântau elevii, avea foarte mult nostalgie. Și ideea de a o pune la can pe Coborul Roșu a fost a dumneavoastră? Păi la Cant pe Coborul Roșu, de regulă, trebuie să alegi o muzică din film. Și m-am gândit că, nu știu, celelalte muzici mi s-au părut un pic pretențioase. Și poate mă stoare încă la 7 la ora aia la Cant și puteam să alegem Gaudeamus, dar mi s-a părut așa, e Gaudeamus, dar e foarte festiv și la un film care se cheamă Bacalaureat, spui Gaudeamus, înseamnă că n-ai avut multe idei. Mai eram de liceu. Mai eram de liceu, dar ani de liceu este melodia altui film. Și mi s-a părut corect să o citez în film ca fiind un element pe care l-am găsit pe teren, dar nu să mă folosesc de ea după Coborul de la Cant. Da. Există în film niște trimiteri la 4-3-2. De exemplu, atunci când Eliza îi spune tatălui ei să nu mai repete fraza, automat speratorul se gândește la replica finală a Otiliei din 4-3-2. Cei care au văzut filmul, da. Sau rătăcirea lui Romeo. După acel potențial agresor, seamănă foarte mult, chiar și la nivelul coloniei sonore, la acelor câini care se aud... Asta nu e vina mea, că se aud câini noaptea în România, nu e o invenție, înțelegeți? Că sunt două feluri de intervenții pe care le faci, cele creative și cele realiste. Că se aud noaptea sticle sparte, câini și greieri, asta ține de... Adică eu nu indic când fac coloana sonoră trebuie să punem câini și greieri în România. Sau trafic peste zi. Asta e mai micul. După aia punem și alte lucruri. Dar admit că sunt niște paraleliste, nu sunt citate din propriile mele filme, ci sunt incapabil să fac filme mai originale de atât și mai real din ce am zis.
cuvântul teză. Da. Că e folosit în loc de examen de bacalaureat. Iar noi folosim teză pentru proba care se dă în timpul liceului, mă rog, clasele 12. Clasa 9 și 12. De ce folosiți teză pentru examen de bacalaureat? Asta. Cred că suntem cu toții și avem dreptul ăsta să fim de multe ori impreciși și colobiali în vorbirea noastră obișnuită și se întâmplă ca o parte din obișnuințele astea de vorbire să preia și de câte personajele din film. Eu personal, dacă mi-ați făcut observația asta în perioada în care scriam scenariul, aș fi ales cuvântul pe care vi-l indicați, dar mie mi s-a părut că e familiar așa și am ales pe ăla. Mai e ceva. Sunt unele cuvinte care desemnează precis situații, dar care sună puțin formal. Eu față de toți acești colegi care au fost puși să mă laude în seara asta și trebuie să știi că întrebarea acum ați lucrat cu regizorul, e bine să o pui când nu e regizorul de față, ce vrei să spună oamenii? Eu îndemn întotdeauna să vorbească cât mai colovial. La filmare, când filmăm și facem foarte multe prize și vreau să zic asta apropo de actorie, că tot timpul zicem că am lucrat minunat și sigur am lucrat minunat, dar nu e ușor când lucrăm. Eu la filmare îndemn pe colegii actori să respecte textul în detaliu pentru că facem foarte multe prize și eu am nevoie să pot să iau sune dintr-una în cealaltă, dar asta nu înseamnă că n-am avut o perioadă foarte lungă de la casting și până la filmare în care am putut să aducem toate propunerile personale. Nu mi-a făcut nimeni această observație că nu se zice teză și probabil că e ceva foarte specific, că aș fi schimbat. Da, și încă ceva, apropo de cronologie, nu știu din ce, mă rog, la ce școală ați fost întrebat. Eu știu că, nu petrecerea, cum se numește, întrebarea de sfârșit se face înaintea bacului și nu după bac. Da, am și eu o întrebare, v-a deranjat să vedeți filmul această chestiune? Sau pur și simplu era, mă rog, era ceva, făia ceva mult mai realist, adică exact cum se întâmplă și cum s-a întâmplat și mie și mai Tudor. De regulă e așa cum ziceți, eu am făcut o cercetare înainte să concluzionez scenariul și mi-a fost suficient să găsesc în anumite locuri această logică prin care am trecut și eu la vremea mea când am terminat, nu se respectă, ca să consider că e suficient încât să nu folosesc cel mai obișnuit, nu știu, pattern în care se desfășoară lucrurile. Nu e totdeauna la fel și nu e peste tot la fel. Mulțumesc. Dar sper că asta nu v-am piedicat să fiți atent la... Vă rog. Da, întâi domnul că așa e, așa a fost și după aia domnișoara. Vreau să vă spun, când a început filmul, în primele secunde, am văzut acele blocuri mai simple, ca să nu spun altfel. Prima oară am avut senzația că ați filmat în Ferentar, sincer să fiu. Și în câteva secunde am văzut în partea stângă a ecranului un petic de iarbă. Uh-huh. Ulterior, mi-am dat seama că grămada din dreapta, de fapt, e o grămadă de pământ, nu de noroi, de pământ, nu de gunoi, cum am fi obișnuit acolo. Locuiți în Ferentar? Nu. Lângă. Vreau să vă întreb, de ce ați ales Vă spun. Așa de simplu, o zonă așa de simplă, adică gândindu-ne... E simplă și nu e așa de simplă pentru mine scenografic. Dacă revedeți filmul, sunt mai multe lucruri în planul ăla. Eu am ales chestia aia pentru că mă interesa un lucru anume. Mai mult decât aspectul ăla auster, de ferentare, de blocuri de răpânate, mă interesa că în blocul central pe care am plasat camera, dacă vă uitați cu atenție, e un cetățean care stă la etajul 2 din 3, care și-a renovat apartamentul. El singur are un apartament vernil într-un ansamblu de locatari gri. Și pentru mine conta foarte mult în raport cu ce vreau să spun cu filmul ăsta. Se pare că filmul încearcă să vorbească despre soluțiile individuale pe care ni le găsim noi în această societate care nu funcționează totdeauna cum trebuie și lipsa completă a unor soluții colective. Mi s-a părut că nu pot să găsesc o expresie vizuală mai concisă. Nu am zis asta niciodată când am filmat acolo. Dar apartamentul ăla vorbește pentru mine. Arată, nu știu, o matrice în care cineva, un element, încearcă cumva să iasă din blocul ăla gri, să salveze pe el singur. Că atâta poate nu te poți asocia cu ceilalți, că unul e plecat în Italia, altul n-are bani și așa mai departe. Mulțumesc, mă. O secundă că mai avem pe domnișoara și venim. Am o întrebare pentru domnul Adrian. Ați putea să ne spuneți, vă rog, cât de greu v-a fost să jucați acest personaj și dacă ați putea să ne povestiți un pic despre
aventura cu Romeo, ținând cont de experiența dumneavoastră actoricească de până acum? Nu pot să conting greu și până la urmă greu n-a fost. Adică, și dacă ar fi fost greu să traduc în cuvinte că de greu n-a fost, e absolut imposibil. N-a fost greu, pentru că a fost provocator. Fac un lucru, respectiv profesia asta, care înseamnă un drum unde greu și ușorul, de fapt, nu există. Există grade de provocare. Și a fost absolut extraordinar, în ciuda faptului că n-am mai traversat, deci n-am mai alergat maratonul ăsta niciodată. A fost antrenorul foarte bun și susținerea permanentă. Cu alte cuvinte, în afară de gustul bun al parcursului, nu pot să vă spun că m-am confruntat cu ceva greu. Greutatea putea să fie undeva la abordarea, să zicem, de a traduce ficțiunea într-o realitate posibilă, credibilă în primul rând pentru mine. La un moment dat, cred că mi-am pierdut busola și m-am lăsat cu totul și cu totul în mâinile regizorului Cristian Mungiu, pentru că știa foarte precis ce vrea, foarte precis ce urmărește și echilibrul era acolo. Deci am pierdut centrul meu de greutate și l-am pus în altă parte. Fără doială că la sfârșitul zilei, echivocul și dilema faptului că nu știam ce am făcut sau dacă am făcut bine, încercam să-i prind privirea și să-i văd grad de mulțumire pe o scală de la 1 la nu știu cât, în măsura în care o descopeream, era bine, dacă nu aveam parte de noapte albă, cam pe aici. Dar asta cred că e o dimensiune orgolioasă a abordării, nu neapărat strict profesională. În rest, nu am întâlnit cu greu. Mulțumesc! O să revin și eu cu o completare la ce a zis Adrian, puțin mai încolo. Mai avem deocamdată două întrebări. Aveam una acolo, la dumneavoastră, dacă putem să pasăm minutul microfonul și după aia o să vă rog să vorbiți tare, da? N-avem la balcon. Până să mai ajungă microfonul, îmi permit să fac o foarte scurtă completare. Nu știu dacă sunteți actrice sau nu. Vă spun un lucru, pentru că în genul ăsta de întâlniri post-film totul e ușor. Nu e ușor, să știți. E foarte complicat și pentru mine e cel mai complicat. Inclusiv pentru ceva ce spune Adrian, pentru faptul că tu ca regizor știi că trebuie să ajungi într-un loc anume, dar în același timp eu nu obțin niciodată nimic dacă mă arăt dezamăgit față de actori. Eu știu că ei au nevoie de această confirmare că e bine și ei știu că avem nevoie împreună să ajungem acolo chiar dacă mai durează. E imposibil să ajungi acolo de la început la felul în care lucrăm noi. Gândiți-vă că lucrăm, de fapt știți care e problema? Problema e de precizie. Deci eu pot să folosesc și prima priză filmată cu Adrian Tipieni și cu colegii actori și va fi ok. Dar pentru mine e important să fie, indiferent dacă vă place filmul sau nu, dacă sunteți în convenția pe care o propun eu sau nu, mă interesează ca materia în sine a filmului pe care o propun să fie complet verosimilă la nivel de actorie. Sau cât pot eu să pun pe acești oameni în valoare. Și atunci, de fapt, nu știu, de la 10-a dublă până la 30-a, eu caut chiar și o replică, dacă reușesc să o am și mai bună pe aia, dar păstrându-le pe celelalte, și e foarte complicat. E ca și cum încerci să alergi, nu știu, un kilometru cu o tavă de pahare fără să scapi nicio picătură din niciun. E imposibil să spui replicile perfect, credibil, de la cap la altul. Și atunci am nevoie de foarte multe prize și ca să pot să pun talentul acestor oameni în valoare. Vă rog. Ok, deci întrebarea mea este, vreau să vă întreb dacă există vreo altă secvență mai lungă pe care ați tăiat-o la montaj și pe care o vedeați necesară în evoluarea personajului și... Am rugămintea să mi le pune, sperând că le uit, da, și vă răspund. Da, sunt câteva secvențe, cred că două sau trei, pe care le-am filmat și pe care nu le-am folosit. Am făcut asta și la 4 luni. Încercarea de a filma secvențe cu alte personaje decât cel principal și de a le include în film n-a funcționat nici de data asta. Am o secvență care îmi place în continuare foarte mult, cu relația mai detaliată între
fată și băiat în film, o discuție între ei și ca secvență e foarte reușită, îmi place foarte mult. Am și pierdut o zi în plus să o refilmez că să fie și mai bine. În final, așa cum am decis și la 4 luni, filmul fiind într-o perspectivă exclusiv subiectivă a personajului principal, mi s-a părut mai important să ne raportăm întotdeauna la această perspectivă și să rămân coerent cu propunerea asta decât să includ alte secvențe. Și completarea la întrebare, am observat că în foarte multe filme românești se preferă un final deschis și vreau să vă întreb și de ce ați dorit să... Am înțeles. Acum ar trebui să intrăm într-o discuție pe scurt despre ce considerați dumneavoastră că e un final deschis. De fapt, ce e la final deschis, dacă ne gândim? Credeți că un om care dă în cap cu o sticlă cuiva și l-omoară la sfârșit un final mai bun? Nu știu. Nu știu dacă finalul e foarte deschis. Din punctul meu de vedere, finalul e mai puțin deschis decât mi s-a părut că se înțelege la primele proiecții în România. Din discuțiile pe care am avut cu cei care au văzut filmul subtitrat în altă limbă și care nu sunt invadați de nostalgia melodiei de final, finalul e mai puțin deschis și mai puțin optimist decât pare în România. Unde melodia aia, pentru că e soare și dacă vă uitați la ultimul plan, am avut așa șansa că intră soarele și iese din nord de două ori pe doada planului Iolia. Sunt copii tineri și zâmbesc și sunt la o vârstă minunată când totul e posibil în față. Dar cu toate astea, finalul nu e atât de deschis. Decât cât poate să fie la 18 ani, că nu știi ce se va întâmpla. Dar o prognoză poți să faci. Ok. Vă mulțumesc foarte mult. Vă rog. Da. Să reiau. Deci întrebarea e cum mi se pare că se raportează filmul la fatalismul românesc și dacă mi se pare că sparge barierele acestea ale fatalismului românesc, da? Întrebarea noastră presupune că eu aș avea o misiune să lupt contra fatalismului românesc. Eu așa o citesc, într-un fel. Asta mă întrebați. De ce fac un film pesimist și fatalist și de ce nu fac un film optimist și mai plin de încredere? Nu pot să vă răspund decât că fiecare om în raport cu momentul în care se află și cu faptele pe care le vede împrejur are o prognoză asupra viitorului imediat și asupra viitorului mai îndepărtat. Dacă dumneavoastră, pe baza a ceea ce se întâmplă în România, puteți face o prognoză mai optimistă, eu mă bucur. Eu nu pot face. Și eu nu pot decât să fiu onest cu punctul meu de vedere. Am asumat de la început că o să fiu înjurat din de sus până jos, că fac țara de râs și că e o țară de oameni care trăiesc în compromis, dar mi se pare că singura mea datorie ca artist, într-un fel, deci nu-mi place cuvântul ăsta, e legat de calitatea cinemaului pe care îl fac eu. În raport cu toate valorile care sunt subsumate acestui termen. Îmi asum acest punct de vedere pe care îl văd. Poate sunt eu într-o fază proastă, mă sunt. Dar dacă aruncați un tur de orizont pe titlurile ziarelor românești din ultimii 3 ani, eu vă doresc să fiți optimist. Mie mi-e foarte complicat. Când văd, deci dacă vă uitați care e spectacolul în care trăim, noi, nu știu. Nu știu dacă aveți copii. Eu am copii, mă preocupă ce se întâmplă în țară în momentul ăsta. Da. Așa, deci întrebarea despre scenariu și scrierea scenariului, cât de important a fost ca Eliza să fie o ea. Dar nu vreau să intrăm în discuția asta. Filmul nu e făcut ca să mai ajungem la paritate cu personajele. Nu are importanță asta. Știți ce se întâmplă? Mi se pare cumva că am plecat altfel de la faptul că îmi doream ca cel care ia deciziile să fie capul familiei. Îmi doream, pentru că ăsta e modelul în care trăim noi, în bună măsură. Suntem încă o societate în care totuși bărbatul e capul familiei cumva. El ia deciziile importante și o parte din deciziile inclusiv referitoare la educație. Sau poate că nu e un model, cum să zic, statistic reprezentativ, dar în capul meu era statistic reprezentativ că el trebuie să fie un bărbat aflat la vârsta asta. Nu știu, poate că mă înșel eu, dar într-un fel mi se pare că un bărbat la vârsta asta e reflexiv în raport cu mai multe aspecte ale vieții lui, dar poate că ăsta e un comentariu nepotrivit. În orice caz, eu cunoșteam mai bine care pot fi problemele unui bărbat la vârsta asta, ca să ajung la această chestie foarte personală. Și mi se pare că e o relație anume, e o relație diferită între un bărbat și un copil, dacă copilul ăla e fată sau dacă e băiat.
Și cumva, deși eu nu am fete, văd că e o afecțiune foarte puternică și de o natură foarte specială între tați și fiice. Și atâta cât ai face orice pentru orice fel de copil ai avea, mi se pare că cu atât mai mult, nu știu, crea așa un fel de legătură afectivă foarte puternică pe care mi-o doream să o am un film. Nu zic că filmul ar fi putut fi prezent și, dar gândiți-vă puținile, cum era un film dintre o mamă și un fiu. Nu știu dacă n-ar fi poluat un pic, nu știu, discursul mai general pe care voiam să-l arăt. De regulă știți ce cred? Că în acest cuplu și de fapt în România, cel care trebuie să, care e pus în, mai des în raport cu compromisurile pe care trebuie să le faci pentru familie, e tatăl. Pentru că în final, dacă cineva trebuie să lucreze, e tatăl, dacă cineva trebuie să rezolve o problemă, e tatăl. Avem acest obicei și atunci el e în raportul ăsta cu deciziile mai frecvent. Încerc să-mi explic pe loc de ce am o decizie asta când am făcut familie. Pare foarte bine dacă vedeți filmul felul ăsta. Eu, strădania mea principală este ca filmul să nu fie niciodată atât de limitat și de precis și despre un lucru anume pe care îl puteam zice și în cuvinte că atunci l-aș fi zis. Și mă interesează aceste nivele suplimentare de lectură și mă bucur când am constatat că cele mai multe victime le-am făcut printre părinții și tații de vârsta mea, care au trecut prin majoritatea situațiilor din film. Care, nu știu, s-au simțit destul de pușat de film, dar mi-a părut bine să văd deja la niște proiecte pe care le-am avut. Există un fel de înțelegere oarecare și la, să zicem, fetele care provin într-o familie de felul ăsta, cu un singur copil, în raport cu tatăl lor, fetele sunt între 20-30 de ani. Vă rog. Nu știu dacă e deschis. Am citit de curând un interviu cu dumneavoastră în care spuneați că nu v-ați zis să emigrați, că e singurul loc unde știți să faceți film. Pe copiii dumneavoastră, i-ați sfătuit să meargă, să trească în altă parte? Da, e foarte, foarte bună întrebare. Să știți că dacă știam ce să le spun, mai făceam filmul. Deci, pe copiii mei nu pot să-i sfătuiesc să emigreze deocamdată, pentru că sunt foarte mici. Dar... Știți ce încerc să fac? Încerc să, ca să fiu cinstit, că dacă nu suntem cinstiți la discuțiile astea și zicem că de eminent a fost, n-au rost. Eu copiilor mei încerc să le creez acel gen de educație și de pregătire, inclusiv referitoare la limbi, care să le permită la vârsta la care pot să ia decizii ei înșiși, să se hotărească ce vor să facă. Eu nu pot ca om care a stat aici întotdeauna să le zic pleacă neapărat sau să le creez o stare de tipul ăsta. O să încerc, cum sunt eu și vedeți finalurile deschise, cum a zis domnul ale firmelor, să-i pregătesc pentru ambele situații și ei vor decide. Dar eu o să mă asigur că vorbesc toate limbile din lume și că pot să-și continue viața unde vor, aici sau acolo. Bună seara! Am o întrebare legată de masca lui Matei. Poate exista vreo legătură între masca ce reprezintă un câine sau un lup și animalul lovit de mașină? Nu. Mi-ar plăcea să știți că am mai primit întrebări de felul ăsta și am rezistat tentației de a spune că toate lucrurile sunt plănuite până într-acolo. M-a întrebat cineva la o proiecție în Norvegia după 4 luni care e semnificația cifrei de la casă și că se repetă de 3 ori și nici nu știam că am cifre. Deci nu e o legătură, să zic, directă. Tot ce pot să vă spun este că masca am ales-o eu personal, pentru că măștile pe care le-am primit, fiind nu era descrisă precis în scenariu și colegii mei mi-au propus niște măști. Eu știam anume ce mască voiam să folosesc, pentru că o vedeam, am găsit-o la copiii mei. Și masca aia nu e ok pentru copii. Deci nu e în regulă masca aia. E exprimă atât de multă agresivitate, care e foarte prezentă și în societate și în viața lor de zi cu zi, încât mi-am dorit să o folosesc pe aia anume. Și am rugat pe colegii mei, nu au plastifiat-o și o ținem și acum pe perete. După aia recunosc că la începutul, deci când am scris scenariul inițial, îmi doream ca acea mașină să treacă în drumul ei de la acele blocuri către școală printr-o pădurice. Asta pentru că eu dimineața când îmi duc copiii la școală trec printr-o pădurice. Și păduricea e foarte interesantă, dar e one of a kind. Știți cum arată pe internet când întreb pe cineva care a trecut către lumea de dincolo? Sunt site-urile alea cu oameni care se întorc după moarte și e un tunel așa de lumină. Eu aia căutam, păduricea asta prin care trec eu, e genul ăla de pădurice în care copacii s-au împreunat și vezi o lumință la capăt și treci prin ea. Asta îmi doream. Legat de secvența aia.
Bun, ok, m-am dus la Victoria și la Victoria n-am găsit văduvicea aia, așa să fac filmele, cu ce găsești. Și am avansat în film și am continuat să căutăm și am continuat să căutăm. Asta tot ca să vă zic că, de fapt, inițial, când eram în văduvicea, ar fi putut să fie un lup și un căprioară și orice. În final am decis că fiind un oraș va fi un câine și n-am găsit păduice, deci am construit-o noi, cum să vedem, adică nu să vedeți, sper că e construită. Și, mă rog, ca să justific faptul că într-un oraș poți să treci printr-un loc. Personajul Romeo este un personaj care de obicei ascundea adevărul și e închis, nu confruntă starea reală. De ce totuși nevasta lui știa despre existența Mantei? Foarte bună întrebare, dar plecați de la premisa pe care mi-ați rezumat-o în film, că era un personaj care ascundea adevărul și nu și-l asuma întotdeauna și în partea a doua întrebării vă răspundeți că personajele nu sunt atât de simple și oamenii nu sunt atât de simpli și univoci. Și nu știu, ceea ce poate să pară ca trăsătura lui principală de adevăr în prima parte a filmului se dezvăluie cu o nuanță în partea a doua a filmului. Deci, lucrurile nu sunt niciodată așa de simple. Putem să-l condamnăm pe personajul nostru din film pentru faptul că trăiește, nu știu, în acest raport nestabilit, dar în același timp poate să fie vorba de un om slab, care nu e capabil să stabilească mai mult lucrurile și în același timp poți să-i acorzi niște circunstanțe atenuante pentru faptul că în mintea lui face asta pentru copil, oricât de crud și de nedrept e lucrul ăsta și oricât de dificil e să-l pui copilului în spate vreodată. Dar personajele sunt complexe. Și îmi doream să-i ofer, nu știu, această dovadă de sinceritate și de credibilitate și de adevăr pe altă parte. Nu e genul de personaj care a plecat dimineața de acasă la amantă, cum crede, în primele 60 de minute. Lucrurile s-au tranșat, omul doarme pe canapeaua de sufragerie. Întrebarea e dacă e ok să avem mai multe adevăruri, între care unul convenabil pentru copil ca să trăiască așa într-o lume de basme pe care îi reciclim până la 8 ani. Bună seara! Bună seara! Ați o mamă excepțională. Vreau să vă întreb dacă modelul dumneavoastră este real. Pentru că replicile pe care le dă tatălui sunt extraordinare. Adică, da, mai zici ce toată început, am ales o mamă excepțională, a zis? Da, pentru că... Da, la ce vă referiți? La personajul ficțional? Vă referiți sau la Lia Bugna, ca să înțelegeți? Și una și altă, dar mă refer mai mult la replicile. Păi ăla, cum să zic, l-am ales la modul la care, nu știu, așa m-am gândit eu că trebuie să fie, deci n-am pus mâna pe cineva anume, dar sper că, adică... Dar ca model de mamă? Mă întrebați dacă cunosc mama respectivă, da. Sau ce mă gândesc? Mă întrebare vag invazivă, nu trebuie cum să problema așa. Cred că fac filmele... E modelul ăsta de mamă înțelegătoare care știe că fiica trebuie să aleagă la un moment dat. Păi, nu știu, cred că mă creditați cu ideea că fac filmele astea realiste despre ce se întâmplă astăzi, pentru că sunt capabil să disting niște modele umane apropiate mie și care sunt totodată, au așa o bază de arhetip în raport cu preocupările noastre în societatea românească de astăzi. Nu scriu dialogurile astea pentru că nu mi se pare că la un moment dat nu pot să ajungă cumva stereotipe și de lemn, dar dacă așa mi se pare mie că vorbesc cu oamenii și astea sunt preocupările lor, le preiau ca atare. Și mi se pare că fiecare în filmul ăsta ține cuvântul pe care îl spun cu toții și că nu-mi place să pun oamenilor în gură cuvinte care nu... Îmi place ca personajele din film să vorbească, să zică cel mai banal lucru cu putință în situația respectivă. De asta mă întâlnesc. Mi-a plăcut modul cum gândea. V-a plăcut modul cum gândea. Era într-o persoană antiteză cu tata. Deja faceți un comentariu care intervine într-un război în care eu nu dau sens, nu? Nu, eu o spun cu admirație. Nu cred că e decât așa un război. Nu vreau să comentez raportul din film mai mult de atât, sper că și-au rezolvat problemele între timp. Da, vă rog. Da. Am să fiu mai scurt cu întrebările când o să am că-i târziu și vorbesc. Dacă tot era vorba de mama, am vrut să vă întreb cât de mult a însemnat pentru jocul actoricesc al mamei faptul că era bibliotecară. A, mulțumesc pentru întrebare. Asta de ocazia să vă spun cum am ales meseria. Când te apuci să scrii, nu știi, n-ai toate detaliile, când scrii o poveste de la zero, nu știi la început. Eu am făcut filmul ăsta inclusiv plecând de la niște locații care îmi plăceau foarte mult. Îmi plăcea blocul ăla despre care v-am spus și îmi plăcea foarte mult biblioteca aia. Niște locații pe care le descoperisem la după dealuri. Deci aveam prospecțiile făcute și n-am mai filmat acolo la după dealuri, că nu mi se potriva alte lucruri.
Când am reluat și am scris filmul ăsta, m-a ajutat, că aveam locurile astea în cap, în minte. Mi se părea un oraș foarte pictural și în continuare cred că Victoria e un oraș foarte special, pentru simplu fapt că nu e un oraș, nu știu, provenit un sat care are periferie, e un oraș construit de la zero lângă o fabrică de armament în anii 50 și are o geometrie anume. Biblioteca aia pentru mine e foarte frumoasă în primul rând vizual și pentru că cumva căutam o formă de a o include în film și nu-mi place ca în film să fac lucruri gratuite, îmi place ca fiecare secvență să servească foarte multor scopuri. Avansează narațiunea, caracterizează personajele care se manifestă în clasa 6 la compunere și multe alte lucruri și în același timp prezintă și, nu știu, o chestie de atmosferă pe care o transmite fiecare secvență. Și atunci, în clipa în care aveam informația asta, când scriam scenariul, am decis că pentru o mamă care n-a reușit în viață la nivelul potențialului ei, meseria de bibliotecar e foarte bună. De regulă, bibliotecari ajungeau cei care terminau filologie și intrau acolo cu aspirații de poeți și scriitori și făceau un mic stagiu la țară de vreo 10 ani să le iasă naveta pe ochi și pe aia se mulțumeau cu un post de bibliotecar în oraș, unde ștergi cărțile de praf. Și mi s-a părut că se, nu știu, se integrează foarte bine în film. Mai aveam o întrebare? Nu? Vă rog. Spuneți. Dacă nu vine, le iau eu. Am observat că cele mai delicate sau... Stați așa că va veni microfon. Țineți am observat la... că în scenele mai delicate sau, nu știu, poate mai grave, apare ploaia sau sunetul ploii. Inclusiv în bibliotecă am observat că este sunetul ploii. Mi s-a părut. Dacă ați observat asta, înseamnă că e un lucru neizbutit din partea mea. Spun că când termin filmul, sunt decizii de care ești mândru, decizii de care ești mai puțin mândru. Asta nu e decizie de care sunt foarte mândru. Ideal ar fi să nu auzim foarte mult ploaia aia, să nu contribuie. Mă bucur doar că în afară de noastră, probabil că n-am mai observat nimeni și sper să fie așa întotdeauna. Dar știți ce se întâmplă, ca să mă scuz cu ceva? Când faci un film în care nu folosești muzică, dacă o să faceți doar un film în felul ăsta, o să vedeți că, de fapt, n-ai foarte multe opțiuni la dispoziție. E foarte ușor să faci un film american în care montajul și muzica îți stau la dispoziție să creezi milioane de efecte asupra spectatorului. Să știți că nu e așa complicat cum pare. Încercați o dată să luați sunetul de la un film, de la să vedeți ce rămâne. Noi nu folosim asta, eu nu folosesc asta. Eu trebuie să mă descurc să creez o atmosferă doar cu acele sunete care pot să, nu știu, irumplă din locul respectiv. Poate că am folosit prea des ploaia, îmi place ploaia și îl recunosc. Am filmat într-un oraș ploios și m-am lăsat influențat. Îmi asum această chestie și data viitoare să o folosesc mai puțin. Da, sunteți drăguță că ziceți că v-am plăcut. Și mie mi-a plăcut, să vedem din film. Întrucât filmul este un decupaj... Credeam că ne anunțați că a plecat rolei mult. Credeți oficial. Filmul fiind un decupaj al vieții și al mentalităților românești, cum credeți că el este înțeles de către străini care n-au așa ceva o viață de genul ăsta? În primul rând, asta mă pune să comentez ceva ce decretați în ipoteză că filmul este un decupaj al vieții și al obiceiurilor românești. Eu sper că nu este. Și vă spun ceva, avem așa senzația să credem că occidentalii sunt niște imbecili care nu înțeleg cât de complexă e viața de aici, dar să știți că nu sunt. Să știți că natura umană transcende aceste granițe și specificitatea noastră extraordinar de complexă în Europa de Est. Și sunt lucruri care rămân și care penetrează și în special cele referitoare la, nu știu, acest gen de mic compromis, la genul de relații. Sigur, acum depinde cine îl vede. Vă spun o mică întâmplare chiar cu riscul de a fi din nou anecdotică de la Cannes. La Cannes aveam aceste interviuri după ziua de promovare, care se cheamă Junket Press, în care stai la masă ca să termini mai repede cu 10 oameni deodată toată ziua. La masa asta se întâmplau să fie oameni din, nu știu, Spania. Și începeau prin a zice, I am from Spain, so I understand corruption very well, and I want to ask you something. I am from Georgia, I understand corruption very well. Și tot așa, și toți înțelegeau mai puțin, nu știu, danezul. Danezul zicea, I am from Denmark, I don't understand anything. Deci, trebuie să ne raportăm puțin, să știți că chestia corupția s-ar putea să fie înțeleasă în foarte multe locuri. Evident, rămâne ceva netranslabil în orice film. Și orice film e întotdeauna mai bine perceput de cei care percep realitățile astea, cum spunea doamna, ca fiind foarte familiare. Genul ăsta de conversații, mai înseamnă că relațiile noastre cu copiii sunt destul de particulare ele. Și în felul ăsta, mă mos de ei,
se pune fulau la gură, iarna e destul de... dar nu poți să faci un cinematograf, nu știu cum să spun, se cere la un dat să facem un cinematograf care să fie valabil și la Iași, și la Botoșani, și la București, și la premiere, și în teritoriu, și pentru TV, și pentru Stromeni, și pentru Stoin, și pentru Cannes, și pe aia primi niște reproșuri că pentru anumite categorii din astea nu chiar funcționează, nu e chiar cum trebuie. Să știți că nu e așa ușor. Să țin o cupă, dar faptul că filmul e cumpărat în 50 de țări, să știți că mie îmi dă încredere că, nu știu, cumpărat, de ce țin la asta? Niște oameni dau bani cu ideea că vor veni destui oameni și își vor recupera banii aia. Deci mi se pare o apreciere formidabilă.